ceva. O viață de om. Ce am mai spus? În genere îmi place foarte mult poezie. Citesc foarte mult poezie. Pentru că eu trebuie să fiu și la curent. Să știu cu cine am de face, ca să mi-i depășesc și eu pe alții. Și nu numai ei să mă depășească pe mine. Dar îmi place cartea. Când se lasă seara, când de acum unii dorm, eu atunci orele mele cele mai încântătoare, când voi trebuie să dormi, eu atunci citesc. Eu citesc foarte mult și îmi place să citesc din copilărie. Și asta mă face să fiu om fericit. Uite, eu vă citesc. Se numește Căsuța din pădure. Vă rog să ascultați foarte atent, pentru că o să-mi trebuiască să-mi spuneți la urmă. Face să editez, pentru că poate să mai redactez pe urmă, să editez această poezie sau nu. Poate nici nu e o poezie, e un bas, nu știu cum să-i spun. Într-o poezie, se numește Căsuța din pădure. Țineți minte, dacă am să editez cartea și veți auzi Căsuța din pădure, să știți că voi sunteți primii mei ascultători și să știți că dacă o să apară cartea cu așa un titlu, iată, în primul doamna Elena, noi facem o întâlnire și vă prezint vouă. Bine? Așa. Căsuța din pădure. Într-o poiană, sus la munte, la poare de stânci cărunte, se înălța o căsuță drăguță în care trăiau pădurarul, pădurărița și fetița lor, păunița. Într-o seară, pe la ora 6, era mijlocul iernii și se întunecase. Pădurărița tocmai aprinsese lampa de lângă glastră, când cineva, cioc, 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 bocăni la fereastră. Mă duc să deschid ușa, cred că a venit mătușa. Dar maică, zise păunița, nu s-a auzit portița, iar mătușa când vine, se știe, face multă gălăgie. Se o lasă afară pe scară, se degere sau se moară. Fideia a vârtit cheia, a apăsat pe clanță și s-a făcut albă la față. În casă au intrat un urs și un ursuleț, ascuns într-un rucsac de la îngheț. Micuțul dintre stuțe îi se vedeau numai ochii și o lămuță. Ursul ceva a mormăit, care putea să însemne bună seara sau bun găsit, pădurarul și pădurărița și păunița s-au speriat rău. Tremurau lângă șemineu, albi ca varul. Cel mic, zise ursul, și-a pierdut prin pădure fularul, iar eu lângă ușă am pierdut o mărușă. Poate n-am fi intrat, dar să aveți în vedere, ne-a tras mireasma de clătite și miere. Dragă, gospodină, ce ne pot servi la cină? Mama imediat s-a ocupat mai întâi de ursulețul din rucsac. I-a dat o felie de cozonac, pe urmă i-a preparat la iuțeală pe foc un ceai de zmeură și de soc. La sfârșit de tot, când puiul de urs s-a șters pe bot și a mormăit, satisfăcut, mi-a plăcut, i-a zis fetiței păuniții, să-l dau în grijă ție. Și s-a dus la bucătărie, a adus o farfurie plină de miere, aurie, a mai adus altă farfurie cu clătite, împlute cu dulcețuri diferite. Toată această mâncare era pentru ursul cel mare. Deodată s-a deschis ușa, au intrat pădurarul și mătușa. Pădurarul a ridicat arma. Ursule, îți dai seama că de faci o singură mișcare, te repun fără îndurare. Mătușa lua lopata. Chiar acum îi dau gata. Ursul s-a adresat lui tată. Am intrat că e fric și ninge, însă vă puteți convinge că am fost un urs cu minte, drept că am mâncat clătite, dar ele mi-au fost servite de stăpâna asta bună, las-o singură să spună. Iar în acest timp, într-un val de bucurie, într-un val de veselie, fetița păunița, sprintenă și curajoasă, sărea într-un picior prin casă, se ascundea după cotruță, de făptura cea micuță, ursulețul de rucsac, ce mâncase cozonac. Apoi îi punea pe cap sacul, iar el se vedea de berbeleacul. Doar atâta se auzea, mor, mor, mor și hi-ha-ha. Tata se împrânzi la față și rosti pe sub mustață. Dacă treaba e așa, să mâncăm și noi ceva. Ce a urmat, nu-i greu de imaginat. Așa cum este aproape în fiecare poveste,
toți șase împreună au început să ducă o viață bună, veselă, frumoasă, care prin poiană, care pe lângă casă, pădurarul și ursul cel mare, și pe ger, și pe nisoare, sau căldura cea mai mare se duceau la vânătoare. Cei mici adunau prin pădure alune, coacăze și mure, mătușa și pădurărița ziua, seara și dis dimineața îi pofteau să guste clătite, miere și mai ales dulceață. Tot ce aici am înșirat e adevărul adevărat. Ce s-a întâmplat mai departe va fi scris în altă carte. Bravo! Iată, asta e poezia care e scrisă câteva zile urmă și trebuie redactată, trebuie poate vreun personaj nou, care de pildă, iată, dacă voi sunteți atât de artiști, să puteți aici să ieși, aș vrea să văd cum arătați pădurarul cu armă, pădurărița, păunița și ursulețul. Foarte interesant cum voi, asta de fapt e o mică... Scenar. Da, e un mic scenar. Eu o să mă mai gândesc, acum iată, când vă citeam... La păcinitare. Precis. Bă, dar vă spun, dacă o să apară carte, iată, doamna Elena este martor și va fi organizat și neapărat am să vin la voi cu această carte. Dar sigur că atunci când scrie o carte, trebuie să o scrie, pe urmă trebuie să o mai redactez de 10 de ori. Pe urmă o las, pe urmă iar revii la ea. Deci nu pot dintr-o eu, când scriu poeziile, întâi mă duc și le arăt copilor. Am o poezie care îmi place, dar nu știam, să o pun în carte sau nu. Eu, după zodiac, sunt leu. Vara, să spun, și îmi place foarte mult vara, pe malul mării, și am scris o poezie, dar mult timp nu am pus-o nici într-o carte. Pe urmă a apărut și o carte cu această numire, 2 lei. Dar când am fost și am citit-o copiilor și am văzut reacția mai multe școli și la mai multe întâlniri cu copii și la țară și la oraș, nu contează, atunci am inclus-o într-o carte. Deci, așa poezia. Un măgar, în pădure un moș cu barbă a pierdut un leu prin iarbă. Vulpe zise, prima eu l-am văzut, e leul meu. Lupul scuipă printre dinți. Leul e al meu, să știți. Ei, ba, ursul mormăie. Eu socot că al meu va fi. Ce aveți cu neamul meu? Iese din tufiș un leu. El e leu și eu sunt leu. Oare chiar e atât de greu să înțelegeți că e al meu? Cum era de așteptat? Ceilalți nu au protestat. Ce puteau să facă ei împotriva la doi? Dar dacă te gândești autorul, e împotriva la trei. Bun. Poate spun ceva? Da. Mi-am făcut așa scenariu la școală într-un an și eu am fost lupul. Da? Foarte bine. Tu nu prea să amnea lui poaică, dar... Mai degrabă a vulpoaică. Vei crește și se va vedea. Poate vei fi o vulpuliță, așa știți, o vulpă și rea. Eu nici nu știu, mai departe mergem pe calea aceasta, mai răspund la niște întrebări sau încercăm să punem punct aici, ce zice doamna Elena? Dar voi n-ați obosit? Nu! Bun. Da, haideți, ai fost foarte bun, Mitrofan, așa când treabă. Ce sentimente ați trăit când ați scris cartea aceasta, care ați scris unul de mult, Căsuță din pădure? Ce sentimente ați trăit? Foarte frumos, foarte frumoasă întrebare. Pentru orice scriitor, apariția unei cărți este la fel cum, iată cei mari mă înțeleg, cum s-ar naște un copil. Dar acum le-am zis cum s-ar naște un nepoțel. E un sentiment deosebit. Iată, eu am scris carte, dar chiar și cartea aceasta când a apărut, eu am luat-o și am citit-o de la început până la urmă. Și urmă am luat-o seara cu mine, o mai miros așa, și eram așa de fericit. E o senzație de beatitudine, pentru că voi ați citit aici poezia Coca-Cola pentru Nola. Da. Foarte frumos, foarte frumos. Dar știți, eu vă spun cum apar cărți, nu în această carte. Trebuia, am un prieten foarte bun, care voi îl cunoașteți bine, Vasile Romanciuc, un poet minunat, atât de mult îmi place creația lui și un om de aur. Iată, doamna Elena, doamna Larisa, îl cunosc foarte bine. Dar el e și redactor șef la editura Prut.
Și un redactor foarte serios. Dacă nu aduci la timp manuscris sau ceva, el te sună. Tineri, ce s-a întâmplat acolo? Foarte serios. Și eu eram pe malul mării. Era luna iulie sau august, dar eu în septembrie trebuia să ofer manuscrisul, nu aveam scris nimic. Și mergeam pe malul mării, eu vă spun cum poate să apară o carte. Sau numai o poezie. Mergeam pe malul mării și am văzut o doamnă frumoasă. Nu știu, mama sau bunica, nu știu. În orice caz era cu o fetiță, criționată, așa, frumușică, ca o minune. Mă uitam așa, păi ce l-a deschis gura, zice, căciu Coca-Cola. Vă știți ce înseamnă căciu? Da! Bravo, sunteți poliglot, care cunoașteți mulți limbi moderne. Bravo. Și zice, căciu Coca-Cola. Bun. Mămica sau bunica îi spune că nu ți se poate, tu ai energie, tata nu-i de voi. Ea s-a așezat cu picioarele în apă, apa mea, mare neagră. A început să bată cu picioarele. Căciu Coca-Cola. S-a transformat într-o maimuțică. Vă spun, din acea frumoasă fetiță și voi uneori, când acasă mai faceți naturi sau la școală, când vlați așa, dacă v-ați vedea dintr-o parte în oglindă, voi așa n-ați mai face, sigur. Și deci eu, repede, și acum am lăsat acea doamnă și acea fetiță, cred că și acum am exprimat lumării, nu știu, eu nu știu. Și m-am dus acasă și am scris această poezie. Mai mulțica, iute în ăla, zice că vrea Coca-Cola. Și așa mai departe, cum ați zis voi. Și după aceasta, dimineața, mă scăldam, seara mă scăldam și ziua lucram. Și am venit cu un manuscris încă mai mare decât trebuia să-l ofer editurii. Deci, ce înseamnă în creație o scânteie? A apărut o scânteie. Și uneori, iată, tot răspuns la, dacă e corect, am scris eu acest text. Uneori sunt interpreți care îmi dau muzică. Zic, domnule, hai faceți-mi, vă rog, un șlagăr. Și îmi dau o muzică acolo, oricare. Uneori nici nu aranjat prea bine. Și eu, iată, stau și ascult, beau cafea, mă prim, mă duc undeva și muzica se învârt. Și într-un moment, ia că aici poate fi refren, o scânteie apare. Dacă a apărut această scânteie, poți să-i spui intuiție, poți să-i zici altceva. Dar e foarte important în viața, dar voi sunteți de acord, știu că sunteți artiști, în viața de artist ca să fie această scânteie, ca să fie această dorință mult așteptată. Și atunci Domnul te ajută să rezolvi orice. E foarte interesant și foarte intrigant să fii scriitor. În același timp, trebuie să cunoști multe lucruri, mai ales când te duci la întâlnire cu studenții, trebuie să cunoști și mult filosofie, și mult poezie, și ca să-i atragi cumva. Cu voi e mai simplu, pentru că voi ați luat cărți pentru copii și ați citit și m-ați ajutat. Eu mă gândesc acum ce poezie v-aș mai putea eu citi ca să spunem așa punct și ne luăm rămas bun cu senzația că dorim să ne mai întâlnim. Așa, să mă gândesc. Gata, lăsați-o de poezie. Știi ce cred că am să iau chiar? N-am să mă duc prea departe. Am să iau de aici poezie, prima poezie. Voi ați fost în România, ați trecut prutul? Da. Eu cred că e foarte bine. E foarte bine să ascultăm acum o poezie. Alții ar fi zis patrioti, eu îi zic liniște, m-a ascultat și gata, prutul. Pe malul stâng, pe malul drept, cu lungi fermecătoare, prutul bătrân și înțelept, lin curge către mare. Pe malul drept, pe malul stâng, unde copii se plimbă, aceleași flori, același grâng, aceeași dulce limbă, pe malul stâng, pe malul drept, e același clar de lună, pe malul stâng, pe malul drept, aceeași limbă sună. Pe malul drept, pe malul stâng, așa a fost și este. Prutul șoptește ani la rând a neamului poveste. Precum v-am spus în cealaltă poezie, orice limbă e frumoasă și că noi vorbim limba română, la fel prutul e un râu care cât mai mult ne apropie, este neamul nostru românesc, este limba noastră română. Și eu mă bucur foarte mult că voi sunteți atât de bine pregătiți și ați venit la această întâlnire și, de fapt, sărbătoarea a fost și plăcerea a fost de partea mea, pentru că ați fost fantastici. Vă mulțumesc! Aplauze! Haideți să ne aplauzăm!